Marina Știrbei, supranumită Prințesa Aviației Românești, a văzut pentru prima dată cerul în anul 1912. După multe încercări eșuate din cauza prejudecăților vremii, reușește să fie acceptată la o școală de pilotaj și să obțină brevetul de pilot în anul 1935. Era deja a șasea româncă deținătoare de brevet, dar prima absolventă a unei școli de pilotaj din România. În anul următor câștigă un concurs național de aviație și intră în elita sportului cu aripi. Tot în 1936 stabilește un nou record. Este prima româncă pilot care a survolat în condiții de ceață deasă Marea Baltică în raidul de la București la Stockholm. Meritele sale în aer o recomandă ca reprezentanta României la prima conferință tehnică internațională de ajutorare aeriană de la Budapesta din anul 1937. În 1938 participă alături de alte patru femei pilot la manevrele militare regale de la Galați. Marina Știrbei are ideea de a adapta în mod original modelul finlandezelor. Propune înființarea unei escadrile militare sanitare cu personal navigant exclusiv feminin. Memoriul înaintat de ea este aprobat la 25 iunie 1940. Astfel, România devine prima și singura țară combatantă care a avut o asemenea structură militară în cel de-al doilea război mondial. Zborurile aveau caracter umanitar sub egida Crucii Roșii, dar femeile purtau uniformă militară și primeau soldă, aveau grad de sublocotenent. Cele 15 femei pilot care au survolat liniile frontului au salvat de-a lungul războiului aproximativ 10.000 de răniți. Legenda nu ar fi fost scrisă niciodată dacă Marina Știrbei n-ar fi avut viziune, simț practic, putere de convingere și o privire ațintită spre înălțimi.